calitate de șef de stat, să-l ajutați pe colegul dumneavoastră de pe stânga. Mulțumesc. În primul rând, da, confirm că am avut o întrevedere cu domnul Satei la Moscova, la aeroport, la plecare înapoi. Noi am revenit noaptea târziu, la treia zi, după întrevederea cu cetățenii Republicii Moldova care muncesc la Moscova, cu cetățenii noștri. Am avut o discuție scurtă de 15 minute, am discutat despre cum merg treburile la el, ce se întâmplă în Republica Moldova. Poziția mea, eu consider că, evident, este vorba, cel mai probabil, de unele dosare cu iz politic. Eu mi-am expus nu odată că sunt gata să acord suportul necesar, dar atât timp cât nu sunt instrumentele respective, procuratura, am vorbit de procurator general azi de mai multe ori, pentru că ei intentează toate dosarele. În acest sens, atribuțiile noastre și posibilitățile de a ajuta sunt limitate. Însă cu ce vom putea să-i susținem? Noi o să susținem. Așa cum ne-au susținut și ei, la o anumită etapă în campania electorală.